O parcare foarte intens folosită, dar neglijată până acum de autorități, deși se percepe taxă pentru staționarea autovehiculelor, este cea care deservește Piața Mare și restul zonei comerciale din prejur. Acest lucru se va schimba în curând, sigur, cu o perioadă de disconfort. Așa cum știți, este o zonă foarte importantă. Avem acolo acea parcare a Primăriei Municipiului Suceava care va fi complet refăcută. Va fi refăcută cu un strat de asfalt nou. Dar foarte important, se va modifica accesul și ieșirea în această parcare. Dacă până acum atât accesul cât și ieșirea din acea parcare se făcea doar pe strada Petru Rareș, în fața Pieței Mari, se va putea accesa această parcare și din strada Horea Cloșca și Crișan, mai exact din spatele administrației pieților și acolo avem poliția locală. În plus, proiectul prevede montarea de semafoare acționate la buton de pietoni și un parcometru pentru autotaxare pentru autoturismele staționate în zonă. În plus, prin reconfigurarea locurilor de parcare, se vor obține 14 noi locuri. Vom monta două semafoare la trecere de pietoni. Semafoarele folosite vor fi cele care care au fost deja dezafectate de la intersecția străzii de la Catedrală, pentru că avem un nou sens giratoriu. Montăm două semafoare la trecere de pietoni, semafoare care vor fi sincronizate și acționate manual de către cei care vor să traverseze strada, în așa fel încât zona din adiacența pieței agroalimentare să nu mai fie așa aglomerată. Se vor crea parcări în spic pe strada Petru Rareș, se câștigă un număr de 14 locuri de parcare, nu sunt extraordinar de multe, dar ele sunt foarte binevenite. Toată zona respectivă intră în reabilitare pentru că se vor reface trotuarele, se vor monta acei pinteni, cum îi știm noi în termeni populari, din trotuar, în așa fel încât accesul să nu fie restricționat. La Piața Mare se montează un parcometru și se lucrează la un regulament de funcționare și de plata acestei parcări. Taxa de parcare va fi de 2 lei pe oră până la ora 20, după care nu se mai percepe niciun tarif. Tot la capitolul asfaltării, la începutul săptămânii viitoare, îi vine rândul străzii Mărășești, de la primărie și până la catedrală. Lucrările vor începe la data de 3 august.